Domnilor și domnilor, am revenit aici la agricultura, la raport. Haideți să-i răspundem domnului care da. a sunat un pic mai devreme. Ca să-i răspundem domnului Silviu din OLT, dat fiind faptul că are vârsta de 32 de ani, pare un Pfeu de 2 ani, parcă. Din spunea... 2015. Da. Da. Are 75 de hectare pe care le lucrează. În condițiile în care sunt numai culturi vegetale, luăm o medie de undeva în jur de 600 de SO-uri, 580-600 ca medie, dânsul are peste 40.000 de de SO uri și atunci s-ar încadra la tânărul fermier la suma de 50.000 de euro. Bani pe care îi poate folosi în dezvoltarea exploatației pe care o are. Ar fi păcat să nu... Să nu accedă pentru că este o măsură cu 100%, îi dă o gură de, de oxigen și poate la anul sau peste 2 ani să acceseze cealaltă măsură mai mare. Bun, haideți să stăm de vorbă cu un alt uh, telespectator, domnul Florin din județul Brăila. Bună seara! Bună seara! Am să vă salut! Vă salutăm și noi! Am și eu o nelămurire. Vă rog. Transferul pe luarea unei exploatații pentru a primi acele 5 puncte pentru fiecare exploatație în parte trebuie făcută cu contract de arendă sau trebuie să iau cu tot cu de la APIA, Să preiau cu tot cu exploatația cu tot cu de la APIA. Așa. Cum se... Cum se ca să beneficiez de puncte. Pot merge la primărie, fac contractele de arendă și le registrez direct în numele meu. Da, sau da. Ar trebui ca dar cel care îmi vrea să mă arendeze să meargă la Asia în prima zi și pe urmă, a doua zi, să fac contracte de arendă. Da, se face, se face o cerere de transfer. Doar așa suntem punctați, pentru o preluare de exploatație. Da, da. și pe momentul acela, pe lângă faptul că vă se face cererea de transfer către dumneavoastră ca persoană juridică, atenție, nu da, ca persoană da, fizică, da, da. da. Uh, în momentul depunerii pentru proiectul o să aveți și uh, fila de la registru agricol, de la primărie, atât a dumneavoastră cât și a dânsului. La dânsul da. să figureze cu zero, iar la dumneavoastră să se vadă transferul de la el. Când se înregistrează la, la registru agricol, uh, la el să șterge, la dumneavoastră să adaugă. Da. Deci dacă eu mă să fac contracte de arendă acum, nu sunt punctat pentru transfer de exploatație. A, nu i de ajuns da. numai contractul de arendă. E clar că la registrul agricol ca să vă înregistreze dumneavoastră această suprafață, trebuie să mergeți cu contractele de arendă. Da. Iar apoi la iar apoi la pe, a, acel momentul în care se face cel transfer de exploatație, exploatația uh, celui sau, uh, de la care preluați dispare efectiv, da. pentru că dumneavoastră ați înglobată în cea dumneavoastră, roului. Da. Nu, să da. aveți două sau trei rouri sau cei care preau trei exploatați să aveți și patru rouri, adică unul al dumneavoastră și celelalte trei. Celelalte trebuie să, 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 dispară din sistem. Dispară anul următor. În primul an ar să apară la mine, după care anul viitor dispar. Că... Păi nu, el nu mai trebuie, el automat, el anul acesta, el automat nu mai are ce, ce să declare la APIA. Pentru că el va transfera, el o să apară pe 2017 pentru că a fost a lui, dar în 2018 pentru că are 0, nu mai trebuie să apară în sistem. În momentul în care apare în sistem, înseamnă că nu va. Nu, dar asta, treaba cu APIA, lucrătorii de la APIA să știți că cunosc foarte bine procedura, nu vă bateți capul cu treaba asta. Da. Faceți-vă contractele de arendă. Și aveți grijă da. să preluați tot În de... totalitate. Cu da. tot, cu animale, cu tot, dar... Cu tot. Deci primul pas ar fi să fac contract de arendă, să zicem, mâine, fac contractul de arendă. Da. da. Uh, pentru să zicem, că dă drumul la Adia. Merg da. la Adia și da. declar exploatația a mea, care o am în da. uh, momentul de față, plus ce am, uh, da, exact. am luat, cu specificația că este preluare. Da. Exact. Ok. Deci nu trebuie să meargă el, eu înțeleg să meargă el pe întâi să declare, pe doi să facă el contracte de arendă. Nu, el nu, nu, mai declară nu. deloc. El nu mai declară deloc. El tot nu mai declară deloc. Nu, el nu are ce Am să declare, ceret. că nu are ce să declare. Că el nu mai are teren, Am. nu mai are animale. Și nu declară că vă transferă dumneavoastră. Dumneavoastră ați preluat și în acel... Adică acest transfer de exploatație, ca să înțelegeți, sau să, să înțeleagă, nu este ce, ceva unde aveți lângă dumneavoastră la APIA pe fostul deținător și actualul deținător. Acest transfer se face în sistemul informatic Direct, de, de, la, de, de, de la APIA. Deci acesta înseamnă transfer. V-ați lămurit? Am înțeles. am înțeles, da. Mai aveți și altă o, întrebare? Atât, atât. Vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi. Seară bună, numai bine. Dar trebuie să-i specificăm, că poate ne urmărește. În înregistrează la Primarie. Registru Agricol pentru că la APIA va merge și cu contractele de arendă și cu adeverința pe care o emite Registrul Agricol al primăriei respective. Exact. Bun. E bine că ați făcut această precizare. Haideți să îi răspundem și domnului Volosen Daniel. Ne scrie așa. Sunt un fermier din județul Bihor. Am 45 de capete de bovine, 17 hectare de pământ pentru modernizarea fermei. Am vrut să solicit o cofinanțare pentru achiziționarea unui tractor și a unor utilaje agricole. Mi s-a spus că nu sunt eligibil, fiindcă am prea puțin pământ. Este posibil? Vă întreabă telespectatorul nostru. Hmm. Nu știu cine a spus treaba asta. Nu știu, dacă discutăm de bancă, depinde aici. Cum să vă spun, ar fi, intrăm pe un teren destul de, cum să vă spun... Aproape ca un canisipul mișcător, pentru că până la urmă și la urmă fiecare bancă își are propriile norme uh, care sunt stabilite de către centrală, în speță departamentul risc, uh, și dacă probabil, nu știu, în momentul în care eu mă duc la um, o bancă să-mi iau o, o finanțare, cofinanțare pentru proiect și nu reușesc să-mi atingă indicatorii mei de risc, da, s-ar putea să ca acea bancă să-mi fi zis că eu nu am destul teren pentru... Uh, telespectatorul nostru trebuie să înțeleagă în felul următor. Având între 10 și 50 de hectare... Da. în, are 17. Uh, da, 50. în palierul ăsta, între 10 și 50, se mulțesc numărul de hectare cu 4, e un coeficient și ne dau cai puteri pe care dânsul poate să iebe ca încărcătură. Da? În momentul acela, la orice, dacă merge să depună un, proiect, așa îi se calculeze. Probabil cineva i-a dat un sfat, dar nu cred că e pertinent, spunând că are 17 hectare și care mai multe bovine. Probabil. Cam mai întâlnit cazuri de genul ăsta în piață, dar el trebuie să înțeleagă că se justifică prin studiul de fezabilitate pe care îl depune că acel tractor e necesar pentru dezvoltarea fermei. Care nevoie să, să amene cu el, care nevoie să cosească, să îmbaloteze fânul, să-l transporte, să-l depoziteze și așa mai departe. Deci se poate justifica, chiar dacă are esourile da. ca principal din bovine. Dacă s-a referit la acest lucru, dacă s-a la cofinanțare... Nu, cred că nu s-a exprimat. Cred Probabil. că aici e... Mm -hmm. Am mai mm, întâlnit da. cazuri de genul ăsta în care... Unii Haideți să stăm e de vorbă cu un alt uh, telespectator, domnul Nicu din uh, județul Sibiu, dacă am înțeles eu bine. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Aș dori să întreb dumneavoastră dacă există posibilitatea deschiderii măsurilor 6264 pentru anul 2018. Pe PNDR. O să trebuiască să mai așteptăm, nu știu, două, trei săptămâni până când, cum am spus, și în, înainte de pauză, înaintea fiecărui an bugetar, ca să spun așa, trebuie să se convoace acest comitet de monitorizare, și el ar fi cam singurul care ar putea să, să hotărască. Pe de altă parte, dacă Ministerul Agriculturii în acest an, sau mă rog Autoritatea de Management consideră că indicatorii programului au fost îndepliniți, există șanse nici 6.2, nici 6.4 să nu mai fie. Dar chiar dacă s-au îndeplinit indicatorii și există o cerere foarte mare din piață, foarte mulți beneficiari care au rămas pe din afară din motive extrem de obiective, Um, există o șansă ca aceste două măsuri să mai apară anul acesta. Mihai, hai să-l întrebăm pe telespectator. Pentru ce v-ar interesa 6.2 și 6.4? Turism sau mai bine spus agroturism. Ah, deci pe agroturism. Mă gândeam da. că poate e vorba de ceva procesare, pentru că vreau să vă dau și dumneavoastră, și celorlalți telespectatori care ne urmăresc o informație că anul acesta se va deschide din nou acel program național Startup Nation, care vizează uh, înființarea de IMM-uri, care vor fi finanțate cu 44.000 de euro, echivalentul a 200.000 de lei, și uh, unde prioritate, ca și punctaj, vor avea unitățile care vor face proiecte pe parte de, de procesare. Uh, având în vedere că mediul rural are foarte puțin bani pe 6.4 și 6.2 pentru partea de ce înseamnă înființări de IMM-uri. Eu le sugerez oamenilor din mediul rural, mai ales cei care au ori creștere de animale, ori parte de legumicultură, să acceseze acest Startup Nation, pentru că cu 44.000 de euro se pot face niște mici fabricuțe. Vă dau un exemplu în domeniul legumicol, se poate face o procesare de tomate, de ardei, de castraveciori, se pot face zacuscă, se poate face bulion, suc de roșii, cei care cresc animale, pentru că tot ne plângem că nu avem unde să dăm laptele și că procesatorii efectiv ne dau un preț mizerabil. Pot face niște mici fabricuțe în care să proceseze laptele, să facă brânză, smântână, fabricuțe care, într-adevăr, nu sunt de dimensiunea celor pe care le știm noi de procesarea laptelui, dar unde o comunitate de 1-2 sate ar putea să ă, se îmbine sub această umbrelă a procesatorului respectiv. Și chiar dacă ar fi, trebuie să aveți totuși un lucru, să ține seama de, de următorul lucru. Chiar dacă o să mai apară 6.2 și 6.4, o să trebuiască să vă calculați foarte, foarte bine punctajul. De ce zic da, acest da, lucru? Cunoaștem. Anul trecut, în măsura 6-2 s-a terminat în primele 5 zile. Așadar s-au intrat, am înțeles că au fost proiecte care au picat cu 100 de puncte. Așadar aveți aveți foarte mare grijă. Dacă discutăm sigur, de măsura... Sigur. A, am studiat foarte mult și punctajele și dacă ați spus de, de Startup, am avut proiecte anul trecut pe Startup Nation, dar din păcate n-am avut punctajul nu, am, -am avut punctajul să trecem baremul. Păi probabil n ați acesta. avut punctajul pentru că ați mers pe prestări servicii. A am mers pe prestări servicii, da. Da, prestările presteri servicii nici eu nu le recomand pentru că datorită punctajului scăzut da. nu se ajunge acolo unde s-a câștigat. Iar la măsura da. 6 4 pentru punctaj maxim ar trebui să fiți fermier care își diversifică activitatea cu o vechime a, de 3 ani. Și a și a, firma pe care depuneți proiectul, a, să aibă o vechime mai mare de 3 ani pentru punctaj maxim, pentru că este domeniul, partea de agroturism este mm -hmm. domeniul prioritar așadar primiți primiți un punctaj. Cam aici o să fie o să fie oarecum oarecum jocul. Vă spun de da, exact. Adică vă spun din propria experiență, pentru că avem și avem clienți și Uh, discutăm cu ei, le spunem foarte clar punctajul, astfel încât să fie conștienți să se înhame sau nu, pentru că mai ales dacă discutăm pe partea de construcții sau orice proiect apar proiecte tehnice cu exact, și aceasta de care înseamnă cheltuieli înainte de depunere exact, care înseamnă cheltuieli care până la urmă sunt justificate din punct de vedere al proiectantului al arhitecților, Corect. dar înseamnă totuși niște costuri

Exact. Da. Uh, și trebuie dumneavoastră da. să fiți foarte siguri că aveți un punctaj de nu știu, 65-70 de puncte ca să fiți siguri că uh, aveți șanse reale pentru, pentru depunere. O mică, o mică speță aș dori să vă mai întreb. Uh, se anunța anul trecut un program special pentru sau un fond special pentru zona montană. Uh, nu, nu este. Nu a mai discutat nimic despre această speță. Nu, să știți că nu. D dacă veți verifica. Da? Uh, site-ul Camerei de, Put de Senatului uh, atât strategia națională, legea Muntelui, ca să zic așa, cât și uh, proiectele pe zona montană, uh, sunt în dezbatere, dacă nu chiar cred că au trecut, sau în orice caz, sunt pe ultima sută de metre. Ele există. Procedură. Poate chiar um, poate să-i facem o propunere lui Ovidiu în momentul în care vor ieși și, și vor trece de Parlament să le putem discuta, pentru că, într-adevăr, sunt, dacă nu mă înșel, șase sau șapte măsuri speciale pe zona montană. Da, da. atenție. Ar fi de interes, ar fi de interes foarte mare. Sunt, sunt, pe deci că sunt posibile investiții în turism, agroturism? Nu, pe asta vreau să vă atenționez, pentru nu. că se discută de acest proiect pentru zona montană, dar se discută pentru partea de ce înseamnă producție zootehnică și vegetală adică dezvoltarea mm. mediului uh, rural în acest rural sens montan. rural montan, rural montan, dar în sensul de producție. Ce ceea ce vă sfătuiesc. Deci nu o să fie pentru comerț, asta vă ce ce pentru vă sfătuiesc ceea ce vă sfătuiesc. Deci doar, și doar producția agricolă da. în zonă sau și alt tip de producție. Nu, producția nu, agricolă. agricolă. În primele, în prima fază discutăm de producție de producție agricolă in, inclusiv Uh, ce, uh, se vor, știu că este o lege pentru înființarea de stâne în zonele montane, de centre pentru de, centre lână, de, de colectare pentru lână și sunt centre de colectare a ceea ce înseamnă fructe de pădure pă ciuperci și ce vă sfătuiesc eu, pentru că într-adevăr o, o să fie cam greu, este m -am spus, portalul Camerei Deputaților sau al Senatului este destul de ușor de accesat dacă veți intra le veți găsi, le veți găsi acolo. Ele știu că cred că au fost introduse undeva în luna octombrie, noiembrie și chiar sunt, sunt de interes. Împreună cu ceea ce înseamnă această lege a muntelui. Totodată trebuie să aveți totuși o veste bună pentru zona montană. Știu că undeva spre toamnă o să, o să fie organizat în România forumul european al zonelor montane. Știu că dacă vă interesează, dacă vă interesează știu că înscrierile o să înceapă, cred că din mai-iunie. O să aibă loc la Vatra Dornei și știu, mă rog, dumneavoastră cei de la Sibiu și alte câteva zone cu siguranță. O să sunteți interesat cu siguranță două, trei zile cât o să țină forumul. Vă puteți înscrie ca și simplu un membru și cu siguranță o să fie destul de interesant. Și parte de finanțare și se vor discuta mult mai multe, mult mai multe acolo. Am spus. Pe, pe acest program va fi doar finanțare națională sau e cu plată națională? Cu... Nu, națională. Nu, doar, nu cu este plată națională. Este pe sistem de ajutor de stat sau minimis? Națională și, și pe, trebuie pe să aveți... Organismul arății... de implementare va fi afiru nu Nu. Va direcțiile agricole. Direcțiile agricole și după aceea Ministerul Agriculturii. Se va merge exact cum este programul pentru porc, programul pentru porc și programul pentru pui, ca să terminăm subiectul. Cererile vor fi depuse și o parte din documentație la Direcția Agricolă Județeană, iar apoi vor fi trimise către Ministerul Agriculturii. Nu va fi afir. Bine, aici e o discuție foarte lungă, de mult timp, și cu înființarea acelei agenții naționale a zonei montane, care de fapt este înființată, dar nu e funcțională și așa mai departe. Bun, s-a vezi... întrerupt legătura da. cu telespectatorul nostru, dar avem un alt mesaj de la domnul Cristian Vlad. Ne spune așa, am vârsta de 36 de ani, 6 hectare și 33 de arii de pământ. La ce măsură mă încadrez pentru a obține fonduri de la Uniunea Europeană? E un mesaj sec, Eu... dar să sperăm Foarte că putem sec să că... răspundem domnului Vlad cele 6,33 de hectare, nu știm cu ce le cultivă. Asta e foarte important în stabilirea dimensiunii mm. exploatației. Dacă le-ar cultiva cu cereale, să admitem, nu cred că ajunge nici măcar la măsura mică de 6,3 pentru cei 15.000 de euro. Nu, no. cu siguranță. Dacă o parte din ele ar cultiva cu legume, da, Aici, incluzând chiar și partea de ce înseamnă dovleac, porumb zaharat, pepe, încăpșuni Atunci ar putea să ajungă chiar la partea de tânăr fermier, având și vârsta care îi permite Bun, haideți să stăm de vorbă cu un alt telespectator De data asta, un domn din Vazului. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Obreja Iosif Da, vă ascultăm Aș dori să pun un hectar de cartofi. Mm. Așa. că plătesc subvenții de de sămânță. Așa. Așa. Ar trebui să am undeva să le comercializez sau pot să le, vând individual. Stați puțin, dumneavoastră vreți să faceți proiect sau nu? Nu, nu, nu. O, o am înțeles că e subvenție, nu e proiect. A, la subvenție? Pe... Pentru treaba asta, dacă aveți un hectar, trebuie să aveți sole de cel puțin 0,33? Îl da. aveți pe tot la un loc? Da, da. Bun, dacă îl aveți pe tot la un loc, puteți să puneți cu cartof, îl declarați acum în primăvară la apia cu cartof de și sămânță? Prim... Da, cartof de sămânță și primiți subvenția aferentă cartofului de sămânță. Nu trebuie să am contract cineva să-l vând sau să, să iau să mânța. Nu, aia cu vânzarea este în cazul în care uh, vă încadrați pe sprijinul cuplat. Atunci da. La sprijinul cuplat trebuie să ai uh, siguranța desfacerii și să faci și dovada că ai, uh, -ai comercializat, comercializat comercial. cantitatea care este uh, prevăzută în actul normativ. Am înțeles. Individual așa nu contează. Puteți, pot să pun cartofi, pot să-l vând unde vreau, cum vreau și cum pot. Sigur că da. Dacă da. nu accesați sprijinul cuplat. Dacă accesați sprijinul cuplat, cei de la APIA vă spun ce documente vă trebuie? Da, da, da. Lămurit? Lămurit, lămurit. Mulțumim. Bine. Și cartofi timpurii? E la fel? E la fel. Că e timpuriu, că este cartoful de toamnă, e aceeași... Procedura. Da, da, da. Mulțumesc o seară bună. Vă, Sănătate. Vă Sănătate, vă vă mai vă vă bine. bine. Haideți să-i răspundem și doamnei. Diana Buta ne scrie așa, sunt din localitatea Chiochiș. Și aș dori să mă lămuriți. Sora mea deține 9 vaci și 5 hectare teren arabil și pășune. A dus la final măsura 141. Anul trecut, acum vrea să-mi transfere mie societatea, adică PFA-ul, doamna are 31 de ani, ea schimbându-și domiciliul, m-aș încadra la măsura 6.1 și de când ar trebui să încep cu actele în ceea ce privește transfer. ne scrie telespectatoarea noastră. Deci ca să mai facem așa o scurtă trecere în revistă, dacă e nevoie, dacă ați înțeles... Nu, am înțeles, ideea este că nu ne spune ce înseamnă finalizat, în sensul a luat a doua tranșă sau... A dus la final măsura 141 anul trecut. Acum vrea să-mi transfere mie. Dacă a trecut și de perioada de monitorizare, ok. Dacă n-a trecut de perioada de monitorizare, nu poate. Rămâne să ne spună telespectatoarea exact, noastră. Acest... Revenim cu rugămintea pe care o avem de fiecare dată la cei care ne trimit mesaje aici pe pagina noastră de Facebook. AgroTV minus Agricultura la raport, să fie suficienți de expliciți încât să puteți să le oferiți răspunsurile pe care le așteaptă. Dacă dumnealor ne scriu câteva rânduri și nu sunt la fel de expliciți pe cum așteaptă de la dumneavoastră, e greu să puteți să anticipați ce au cultivat pe respectivul teren, ce animale au, câte au și așa deci mai departe. Deci ar încadra m, cu un mic efort, s-ar putea să se încadreze chiar la tânărul fermier, adică nu trebuie să meargă pe măsura, pe măsura mică, adică la cele 9 vaci ar avea 10.800, uh, cele 5 hectare trebuie văzut de teren cât pășune, cât arabil, pentru că, mărindu-se, acești, acești coeficienți standard de producție se apropie de cei 12.000 de SAU. Așadar, ar putea să meargă pe un tânăr fermier, mai ales că vârsta îi permite, cu o școală, cu un curs, ar putea să meargă, văzut și ce. Ce rase sunt vacile? Dacă sunt bălțate românească, atunci cu siguranță se mai plinește pentru rasă sau soi autohton și. În regulă, dar pentru a depăși toate aceste supoziții, revenim cu rugămintea da. la cei care urmăresc emisiunea și care scriu pe pagina de Facebook să ne dea mai multe informații, mai multe date. Asta este rugămintea dumneavoastră, și implicit a mea. N-aș vrea să le oferim răspunsuri numai pe supoziții, presupuneri, pentru că n-aveți de unde să știți ce are fiecare în uh, propria ogradă. Haideți să luăm câteva minute de publicitate, după care ne reîntoarcem aici la agricultura la raport.